ca urmare a unei decizii a Organizației Națiunilor Unite, din 1993, Ziua Mondială a Libertății Presei este marcată în fiecare an la 3 mai. Această zi celebrează principiile fundamentale ale libertății presei și reprezintă o zi de reflecție în rândul profesioniștilor mass media cu privire la problemele libertății presei și a eticii profesionale. O parte a jurnaliștilor români, cei care alcătuiesc conducerea Clubului Român de Presă, este de părere că în 2014, de pildă, libertatea de opinie și echilibrul în activitatea media au fost mai mult ca altădată influențate de constrângerile economice și condiționările politice. Dar presiunile de ordin politic și economic nu sunt obligatoriu singurele repere ale analizei activității mass media sau de judecarea libertății presei. Specialiștii care pregătesc jurnaliștii din țară, precum cei de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, au și alte sugestii de analiză a libertății presei. Aș propune celor care se uită la noi acum, indicator mult mai la îndemână de a vedea dacă presa este liberă sau nu, să vedem cât de aproape este viața reală pe care o trăim, de cea proiectată în oglinda spațiului public de către presă. Să vedem dacă atmosfera belicoasă din spațiul public o regăsim în viața de toate zilele și să ne întrebăm un lucru profund și important. Pentru că dacă o să cultivăm o atitudine de confruntare continuă în spațiu public, ea se va regăsi mai apoi în viața noastră de toate zilele. Ziua Mondială a Presei a fost proclamată de către Adunarea Generală a ONU în 1993, în urma unei recomandări adoptate în cadrul celei de-a 26-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO în 1991.